Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: Janghină. Bună YouTube și bine v-am găsit la o nouă ediție din Cine-i Janghina, emisiunea în care citesc poveștile voastre și decid dacă voi sau persoanele implicate sunt cu adevărat janghinele. Sunt aici alături de o janghină din viața mea, domnul Adi David. Adi David? Am legătura. Da. Asta discutăm despre cine sunt janghinele în povești cu șoferi. Vom avea mașini, vom avea șoferi. Tropic. Vom avea mai multe mașini, vom avea mai mulți șoferi. Un video foarte incitant. Urmăriți-l acum! Ca și la videoul trecut, o să vedeți pe ecran această bară cu donații, pentru că am strâns donații prin Liga Studenților Economiști din Iași pentru copii din centrul de plasament din Iași, Cea Rosetti, dar și din satul Crucea, pentru că sunt parte de copii care au nevoie de cadouașe pentru Crăciun și bănuții aceia se duc la dânsii pentru că a fost acest timp caritabil. Vă mulțumim! Road Trippin', piesa de la Red Hot Chili Peppers, așa nu știu, știam că era o piesă. Sulsul Rux, sulsul! Editorul Muna, domnului Vlad, datorită legăturii de sânge cu hostul, mă simt obligată să-l salut și pe dumnealui. Domnul Vlad, literally aleg poveștile? Nu ți-o mai pun, bă. Da, să mă rog. Ah, ok, deci povestea aceasta nu va mai fi citită pentru că l-a jignit pe domnul Vlad. Domnul Vlad este legătorul meu de povești deocamdată, ok? Bine, fie. Chatiștii și minunatul invitat din această seară, David Zi și Pulloverul. Ah, că David Jumper e username-ul lui de Instagram. Can we just say this straight, că David e numele meu de familie? Can we just say this straight, că te cheamă David Jumper pe Instagram și lumea așa o să zică David Jumper? I know, dar o să zică Jumper. David Jumper. Mie îmi zic really. Și o să-mi Jumper. Cum fac să dau claim? Este adi.david luat de cineva care n-a postat de 13 ani de zile? How do I... I can't, pentru că este un username Rux și am încercat să vorbesc cu dânsul. Este un domn din Australia care postează beri și am scris: bună ziua, vă dau bani. Vă am să-i dau 50 de euro numai. Da, dolari, whatever. Da. Și am zis, vă dau bani, puteți să-mi iau contul, că vă rog, e numele meu. Da. Că gen par o porec la el, Rux, știi? Da. Și nu mi-a răspuns niciodată sau. Da, nu, mie nici unul care nu mi-a răspuns. Mi se pare că nu folosește contul ăla. Da, nu mai folosește de mult. De literalmente 10 ani. Îi spar parola, îi blochez contul, reclam și zici... Pare rău. Pare rău. În această seară aș dori să vă povestesc o întâmplare într-o zi oarecare de vară. Mi-a venit când într-o nu știu care vară. Nu știu care seară, nu știu de ce. Într-o oarecare zi de vară. E 3 decembrie, nu mai uite gândesc. Nu știu, m-am simțit ca un copil care a fost la curul școlii. Hey. Ok, gata. Pe un drum de 3 ore, în golfarul meu 5-14-54. 5-14. Care și studenți veritabili care se respectă, am decis să le facem o vizită părinților rămași în provincie, deoarece se cam învârtea stomacul în gol și dorul de casă, curte și găini, ne ardea buzele. Voia să-ți speli rufele să mănânci o ciorbă, zi, cinstit. Uite, la asta mă refeream. Ăsta este stilul poveștilor cine e Janghina. Da. I can't name it yet, dar gen, e un stil. It's something. Lumea a început să scrie poveștile foarte similar. I love, don't get me wrong, dar e un stil janghinit în care zici, se făcea că... Da. Care niște nu știu ce... Cuvântul respectabil, cinstit, da. E așa... Expresia de asta cu semi învechite, deoarece se cam învârtea stomacul în gol. The way it rolls. Copiii ăștia o să rupă la partea a doua, la scriere. O să rupă. Așa. Zis și făcut. E atâta de... Relevant pentru mai târziu. Că nu era pregătit. Need to sting the wheel. Este 9.53. Nu este de bea la cipriușul de-al doua pomești. What's wrong with us? Cred că tot mai din cauza că suntem prieteni vorbim prea mult și ar trebui să invit dușmani. Literalmente invită dușmani. Ai putea de fapt să invit dușmani și după aceea să ai o poveste de tine despre persoane. Ei, da. Cam așa mult.
frumos. Efectiv pauză la când de râs. Doamne, mă iertați, chat. Gata, sunt ok. Deci, făcut. La finalul săptămânii urma să ne urcăm în golfuletele meu argintiu să petrecem următoarele 3 ore pe drum, ascultând muzică, râzând, oculind gropi, făcând pauză de pipi în benzinării janghinoase. Ce să mai? După o enumerație, ce să mai? De sătănată janghina mort? Tot ce-ți puteai dori de la un drum București-Focșani. Oh, wow, Focșani, concept de Focșani. Totul trebuia să decurgă conform planului, însă aici au intervenit 3 chestii care urmau să modifice complet parcursul nostru de șofer pe cursa lungă. Pentru context, pentru context, acțiunea se petrece în luna august, adică într-o căldură de nedescris. Dragul meu tată, om grijuliu și responsabil, nu și-a fi trimis fiica în alt oraș fără mașină pusă la punct. Jujuc bombon. Jujuc bombon. This person is 30. Să fie noții. Jujuc bombon. Ei bine, și ei bine. Ei bine, da. Ei bine, fix când jucau dracii pe bordul mașinii de la ce toropeală se registra afară, mașinuței mele dragi nu-i mergea aerul condiționat. Am menționat asta cu o lună în urmă, înainte să plec spre București, dar papacul meu, mecanic auto din tată în fiu, a inspectat roja de ulei. Muna, de fiecare dată când zice un cuvânt de mașină, pune alt obiect. Că nu o să caut George. Înainte plecării și mi-a spus, da, aici trebuie doar pus, doar freon, stuc pentru ger. Super. I'm still confused, dar mulțumesc pentru explicare. Și o să meargă după. Faci tu asta la București dacă e. Eu ca un șofer responsabil, vedem că nu m-am dus și am lăsat-o așa. Foarte just. E bățul ăla. I mean, I know there's one but in one point of the car. Problema e că eu știu la ce se referea. Ia tot șoferiță bună la mână. Da, ia uite unde era șoferița. Da. Ce ne cheamă pe ea pe stream? Dacă tu se pricepe. Mă rog. Nu, Adi, stai. Pe tine te voiam. Adi, stai. Stop, Adi. Cu 2 zile înainte de plecare, o cunoștință ne roagă să-i luăm din București un cățel, că doar tot vine ziua lui Fisu, iar chestia plângăcioasă și mâncătoare de muci voia un prieten pufos. Chestia plângăcioasă și mâncătoare de muci nu e câinele, e copilul. E copilul, da. Prietenul meu, Janghine din fire, acceptă fără să mă consulte și pe mine, așa că, dintr-un șofer și un pasager, mai adăugăm și un autostopist patruped la cursa noastră fatidică. M-am murit câinele de cal, nu? Zic ok, nu e așa mare tragedie. Numai bine ne jucăm și noi cu Bartolomeu, câinele. Deci știm cine e Bartolomeu. Păi credeam că e o persoană. Da. Până plecăm în mașină, îl punem în cușcă, iar dacă bate sau troncă, nu-i problemă. Dăm volumul la muzică mai tare. Sărac. 3 ore. Câine bucureștea să meargă la sat. Dragii mei, Barti ne-a ținut treci toată noaptea cu plânsete, miorlăituri și rahați mici prin toată casa. Micuțu! Era stresat. Vine și ziua plecării, îl pun pe Bartolomeu în cușcă la picioarele mele, urcăm bagajele și ne pornim la drum. Nici nu ieșim, și asta e, nici nu ieșim bine de pe stradă, că prietenul meu mă întreabă. Auzi, eu am pus cursa pe BlaBlaCar. Nu. Ca să mai scoatem din cheltuielile de la motorină. Și trecem acum să luăm și pe Marghioala, aia de-a rezervat. Nu te superi, nu? Of course I did. Do I look like în mașina mea pe muzica mea? I-am explicat că puteam să discutăm dinainte acest aspect, dar deja era prea târziu, totul era confirmat și aranjat. Am zis totuși... Nu. E mașina ei, ce o aduci pe aia? Am zis totuși să o sunăm să o avertizăm că există și un cățel în mașină. Am ajuns la Marghioala, care ne aștepta în fața blocului cu un troller mic. O oprim, prietenul meu ajută cu bagajele și când dăm să ne urcăm să plecăm, Marghioala se oprește și ca o floare ne spune: auzi, stai așa că mai am ceva de luat de sus. Ce mai e de luat de sus? Pisicile mele, așteaptă aici că vin imediat. Pisicile? Plural. Doamne, avem un câine în mașină și urmează un drum de 3 ori. N-am chef să fiu omul ăla în dungi care așteaptă, care desparte luptătorii din gala RXF. I have no idea what this reference is. Habar nu, dar de-abia aștept să văd cum editează Muna ca să înțeleg povestea. O să-mi spui în queer references? Da. Nu, gen, ca să nu fie RuPaul la gen Final Lip Sync. Da. Zi-mi eu cu referință dintr-un film Barbie. Zi și mie să înțeleg. Nu, luptătorii din gala RXF. Că RXF parcă e un collab între... Aparent ce ceva like Romanian Extreme Wrestling. Okay. RuPaul vs. Pearl. Așa, când se umflă mai tare tărâțanii. Ar fi trebuit să zic, dar nu i-am zis și în 5 minute a coborât cu o cușcă mai mică decât cea lui Bartolomeu, care avea 300 de grame ud. Deci când Bartolomeu era mic... Bartolomeu avea atestul. Da, cușca era și mai mică. Se urcă vesel în mașină, pune cușca pe banchetă și ne spune că vai, ce noroc că ne-a găsit, că mâine se duce la Buzău să plece cu avionul în Anglia la mama ei
și inițial voia să lase pisicile în grijă unei vecine, dar când își făcea bagajul s-au așezat ele mititelele în geantă și i s-a rupt inima, nu le putea lăsa acolo. Așa okay. Fac că văd o cutie. I mean, they're also very cute, understand. Da, gen... le place orice. Buzău, poate bazău. Ok, hai acum mergem așa cu grădina zooambulantă până acasă. It's a bit much, da. Am făcut o chestie apropo de BlaBlaCar, nu știu, de BlaBlaCar. Nu știu dacă o să mai avem povești de la BlaBlaCar, dar colega mea de apartament dintr-un timp, când eram în București, își punea mașina pe BlaBlaCar și mergea din București în Constanța. Ne cunoșteam din Constanța, eram colegi de liceu, salut Miruna. Ei, și tot mă punea să... adică oricum nu-mi cerea bani, dar tot îi dădeam, că doar pentru că mergea în zona aia, nu se încă, în direcția aia, nu se încă nu-i dădeam. Dar aveam și un cont de BlaBlaCar și mă adăugam și eu în mașină, că îi beneficia ei să-i dau review-uri, pentru că astfel după aia mai mulți oameni o alegeau. Și eram, bineînțeles că îți las review, iubita. Și m-am zis până în casă, unor erau oameni, unor nu. Și am lăsat un review în care... am lăudat-o foarte exagerat, ca și cum sunt o străină. Și după aia i-am cauzat probleme pentru că oamenii nu primeau acelea servicii pe care l-am declarat eu. Pentru că am zis, mi-a plăcut foarte mult să merg cu Miruna. Avea apă în uși pentru noi, precum și câteva bomboane, și ne-a oferit chiar și un playlist și ne-am putut pune și noi muzica. Eu și prietenul meu am fost foarte fericiți și cu siguranță o mai recomandăm pe Miruna. Și n-am șters ăla niciodată. Și mi-a zis, de ce ai făcut asta, cum o să aștept de lume să am apă și bomboane pentru fiecare om? It was beautiful and I would do it again in a heartbeat. Și nu mă luați. Prima dată când am luat BlaBlaCar, am avut pană. Am luat o dată am mai luat BlaBlaCar Constanța București vara. Proastă idee, nu mai știu ce, m-am dus cu trenul, probabil trebuia să fiu la o oră undeva. Și era extraordinar de cald, pur și simplu stăteam pe loc pe autostradă și fete, eram și trei în spate pe căldură. Eu am stat pe telefon toată ziua, m-am uitat la ceva, m-am uitat pe YouTube, nu mă știu ce am făcut, m-am jucat ceva pe telefon. Și fata de lângă mine a vomitat de la căldură, i s-a părut. Da, și mi era foarte bine de ea, că mă simțeam prost, că știu că și lumea, dacă aș fi fost un loc aici, mă rășesc, nu-i nimic, ce probleme, și eram, iubita. Da, nu-ți face griji. I-am dat șervețele, a fost ok, dar săraca, da, i s-a făcut rău. Am povestit chestia de BlaBlaCar, de care... Nu povestește, că avem tot timpul din lumea. Nu, povestește, mi-am dat pe lume. De la... când ne-am văzut la cafeluță, și pe Sabina. When are we doing it again? Truly. Și șara Sabina. Și am avut cel mai oribil șofer de Uber. Mi-a povestit cele mai nasoale chestii, că am început să vorbesc cu el, eu nu vorbesc cu șoferi. Oh my God, poate e același cal meu, Muna și Sabina știu, ok, zi-mi-l. Și mi-a zis că de unde ești, că na, sunt din Piatra Neamț, Neamț, whatever, nu știu ce. Și a, da, frumoase femeile în Piatra Neamț. Ok. Și am început cu niște chestii super libidinoase, măi, și a zis... trigger warning for I don't know what. Da, nu, frumoase femeile din Neamț sunt făcute în ciuda literalmente, uitați-vă la mine. Eu aș ști ce înseamnă expresia asta, n-am știut ce înseamnă expresia asta. Anyway, dacă să înțelegeți contextul acestui bărbat și povestea el cum are o tipă la Bacău care când se duce să o cu nu știu ce, cu un prieten de-a lui, că se duc, ce face weekendul ăsta, hai la... și nu știu ce, la la la, și îmi povestea că l-a sunat de curând, când mergi noi la mare, păi cum, păi mergem un weekend, da, dar până ajungi, când ai timp să cunoști pe cineva, să nu știu ce, și am zis, dar eu nu-s prost, îmi pun mașina pe BlaBlaCar, dau accept doar la fete care îmi plac, și din trei, pe una tot o... Măi, mi s-a făcut rău în cursa aia de 10 minute, eram gen... Știi câți băieți au fix teoria aceasta că încerci la mai mult din același timp și până tot îți merge? Sau mai dar gen în contextul de BlaBlaCar, that's just like... Da, pentru că oamenii aia sunt trapped in a car with you, unde cobori pe autostrada București-Constanță, they're da. They're literally trapped și gen, I was not... nu, engaging, da. In the, but he just kept going. Era nevorbit, da, eram, bine, clearly. Dar gen eram, bineînțeles că i-am dat ostea pe Uber, like block report, toate cele. Dar like, I was kind of terrified.
Da. Gen... Eu cred că te-a văzut băia funșel și a zis... Asta dar putem multe fute, femei. Trebuie să-l impresionez că și eu. Că gen, tu erai alfa din mașină atunci. Și mi-a mai zis că era divorțat. Măi, și că n-a fost, nu mai știu cum a zis, într-un mod foarte oribil, dar ceva că e mult mai horne acum după divorț decât când era adolescent. Măi, gătați! Vreau să știu Doamne, asta du-mă la... până la cafenea! Vorbește de vreme, de politică. Uite ce a făcut așa în orașul ăsta. Nu-mi vorbi de relațiile tale. Mai bine nu-mi vorbi intim. În America aveai opțiunea asta cu ce, cum se fie temperatura, hot or warm, și dacă se vorbească cu tine sau nu, și chiar se țineau de cont. Aveți grijă în blabla cara, yes. Da. Când ești trapped, ești trapped. Da. În Uber e mai ușor, că nați se termină cursa și poți să-l reclami, da, și așa, da, și la da. BlaBlaCar poți, dar ești trapped câteva ore, n-ai ce să faci, da. Și cu gusturile omului și cu tot, adică BlaBlaCar e un serviciu nice, dacă chiar am fi o comunitate drăguță de oameni care nu am avea interese de genul ăsta, dar... Da, da. Da, adică sure, și eu am fost rea spunându-i că Miruna este cel mai bun șofer din lume care îți oferă apă, dar doar atât. That's very different. It's am mai fost și băieți dubioși, dacă mi-am șters multe amintiri din minte, că n-a fost nimic super creepy sau dubios, doar da, erau enervanți, da, atât. Da, era un băiat care tot punea foarte multe întrebări. Eram eu cu o fată, să deam în spate. Și arată, de ce niciuna din voi nu vrea să stea în față cu mine? Și eram, lasă-mă, te rog. Că mă simt ca un șofer. Și eram... Iubitul, literalmente, asta ești, cu tot respect. Asta ești, îți conduci cu mașina și ai plouat niște oameni, nu? Tu ești șoferul și ei sunt pasagerii, what do you mean? Și am stat cu fata aia în spate și aia îi răspundea mai mult. Eu, de-al dracu, mă jucam pe telefon, nu-i vorbeam. Da, și punea foarte multe întrebări. Și mi se pare că până la s-a mutat fata aia în față sau poate mi-amintesc greșit, nu mai știu. În fine. Wow. M-am avut un șofer de Uber, când tot avem tot timpul din lume să sigur, povestim. Da, da, e de cât 10 și noi ne-am trebuit o poveste, da. Please continue. Please proceed. O să știu noi 5 momente. Te chem mâine, natura 2. Sure. Mergeam spre o întâlnire cu niște femei superbe, Sabina și Muna, și am nimerit acest domn șofer de Uber. Whatever. Mergem, vorbim. Foarte casual, foarte chill și nu mai știu exact de la ce s-a luat să-mi povestească asta, că mi-a făcut observație ca și cum că mi-am pus centura și că eu fac bine că mi-am pus centura, whatever. Și mai povestea de cum odată când a condus niște oameni, nu vorbeam de ceva cu cardurile, că am plătit cu card și că odată cineva plătise cu cash, se letase opțiunea să plătească cu cash, dar costa 15 lei și n-au vrut să-i dea banii și el s-a răstit la acești doi băieți care nu i-a numit bombardier, dar un cuvânt de boomer pentru bombardieri. Vagabonți? Nu știu. Ceva. Okay. Și că i-au pus cuțitul la gât unul din ei. Și că ăsta, care fusese ceva înainte, ceva în avocat, ori să amintesc înainte, că avea foarte multe cuvinte de astea la el și tot se lăuda că eu am lucrat în domeniu. Care e domeniu? Nu. Securitate, gen... Un nouz, așa, golani, nu mai știu, da, unde cuvintele astea de RBD. Și că i-a rupt clavicula lui unul, în fine a venit poliția, s-a apărat whatever și aia voiau să-l dea în judecată pentru 1000 de euro fiecare și el a zis, băi, uite că eu știu XYZ anumit chestii din lege și că nu puteți faceți asta și că uite că nu știu ce și că nu știu cum și nu l-am mai dat. După aia am mai avut o clientă și atunci mi-a mărturisit, eu am 5 camere de luat vedere în mașină. Eu eram pe telefon povestindu-le Sabina astea, nu mă înțelegeți. Și eram sit down, I'm sad. Și care patru în exterior ca să se vadă din mașină și nu știu cât are în față și mi-a zis, uitați, camera este una din legi, dar asta nu-i pornită asta de aici. Și eram, ok. Tare, că nu ne pornesc atingă. Tare. Și restul unde sunt? Așa, nu am mai vorbit nimic cu Sabina. Povestea, după aia altă poveste, că a luat la un moment dat o tipă și după cum mergea ea, părea beată. Și a zis, hai că pornesc camerele din afară și dinăuntru în caz că se întâmplă ceva. Okay. Că ea că e beată, că vomită, că îmi strică mașina, că face ceva urât, să am aceste dovezi. Și a apăsat pe un buton undeva la volan ca să se pornească toate camera, pentru că mi-a arătat și după aia camera a flash-ul și a zis, păi când ăsta m-a atacat, am pornit nu știu ce oare, că aveam footage. Așa, și că a intrat un timp în spate în el, dar el a frânat puternic, tipa avea centură, ea n-a pățit nimic, doar s-a mișcat așa un pic, dar el s-a mișcat mai tare și în fine că a făcut-o încât să o protejeze de pe ea, whatever. Și că
întrebat-o, bună ziua, cum vă simțiți după asta, sunteți ok? Și a zis, bă, nu, sunt bine, nu s-a întâmplat nimic. Și chiar într-adevăr, accidentul, din cum îl descria, părea că nu a fost mare lucru. Și a povestit că după aia tipa l-a sunat pe Iubi, așa zicea el, și Iubi ăla nesimțitul a sfătuit-o să cheme ambulanța și se ducă la doctor să zică că s-a lovit la cap și că nu prea se simte bine, și le auzea conversația asta, auzea prin telefonul ei, ca să ia, după aia să-l dea judecată pe șofer și să ia bani. Și el i-a zis, perdona, nu vă supărați, mai bine nu luați sfatul lui Iubi. Dacă șoferul ăsta se uită la Janghina și aude povestea. Prea dânsului, da. O zi bună. Nu. Și i-a zis, doamnă, eu am un copil, am nu știu ce, am nu știu ce, nu vă obosiți să mă dați judecată, să pierdem amândoi timp, așa, doar pentru că v-a zis Iubi să mă reclamați ca să primiți un ban. Așa. Și a zis, ba nu, că simt că mă doare ceafa ceva. Și a dus-o la medica, whatever. Și după aia s-a dus la poliție, desigur, ca să constateze totul. Așa. După aia s-a dus la poliție ca să constateze totul. Așa, și polițiștii au fost impresionați de el că avea acest vocabular foarte judecătoresc la dânsul, și i-a spus polițistului chiar ce a greșit el, ce a greșit ea, ce whatever, și a zis, am footage-ul, am filmarea cu tot ce s-a întâmplat. Și a trimis filmarea și să vedea într-adevăr că n-a făcut nimic. Și polițiștii chiar au lăudat de cât de prudent conduce. Și el conduce prudent pentru că soția lui are rol de mașină și e obișnuit să conducă prudent. I know all his life. No. I literally know everything about this man. E, și a dat-o înapoi în judecată pe ea pentru daune morale de un leu. Just because. The pettiness. Just because. The pettiness. Și a dat-o în judecată pentru leu și a zis că o să o țină în judecată pentru foarte multă vreme. Pentru că vrea să o plătească pentru faptul că a vrut să-l dea pe el în judecată. Wow! Good for him, actually! Dar de ce știi toate astea? De ce este atât de nevorbit? Da. Eu nimeni nimic. Eu sunt acolo în spate. Era foarte clar că tastam într-una pe telefon. Da. Și mă rog, m-am oprit după cum am panicat. Da. Ok. Dacă e nevoie de overtime la emisiune, se pare că ordine în care citim lucrurile, hai să trecem la povestea asta. Nu pot să mă mai... Cu toată plăcerea v-aș fi citit comentariile, dar nu mai pot. Deci avea și cățel, avea și pisică în mașină. Așa. Bun. Așa. Ok, aia e acum. Mergem așa cu grădina zooambulantă până acasă. Primele 23 de minute au fost ok. Câinele stătea liniștit, pisicile nu ziceau nimic, părea să fie un drum liniștit. Până s-a gândit Marghioala să scoată dihanile din cușcă, că au început să se bată. Cred și eu aveau minim 15 kg fiecare și o cutie de chibrituri pe post de cușcă. Chibritura e o cușcă pentru o singură pisică. S-a activat și câinile când a auzit, așa că o rog frumos să le țină în cușcă, că zboară păr peste tot și nu e ok. Nu spune că nu are cum, că e cușca prea mică. How was that my fault? Dar că o să încerce să ține ea una în cușcă și una în brațe. E așa de periculos să ai animale loose pe care nu le știi și nu sunt trained în mașină, că ți intră pe sub scaunul. Da, e mega periculos. Da. Totul bine, se liniștește și noi ne continuăm drumul. Când mai avem cam o oră din drum, în mașină încep să simt un miros puternic de pup. Țineți minte că nu aveam aer condiționat la 30 de grade. Nu. Și nici cu geamurile în jos nu puteam merge din cauza vitezei. Așa că firesc, mă întorc și îl întreb pe prietenul meu dacă l-a trădat curul și vrea să oprim. Expresia asta n-am auzit-o în viața mea. L-a trădat curul. Îmi zice că nu. Așa că îmi îndrept privirea spre Bartolomeu care stă tolonind la soare. Inspectez nimic. Îmi zic în minte. Aia e, o fi dat-o Marghioala. Așa că deschid geamul subtil și aștept să se ducă putoarea. Nu s-a dus. Marghioala s-a sesizat și într-un final și a început să inspecteze pisicile. Șoc și groază, dragi ascultători. De la stres, cred, fiind stecuite una peste alta în cușcă minusculă. Pisicile s-au căcat la mine pe banchetă, în toiul verii, fără aer condiționat, în drum spre casă. Iubitele, nu... Micuțele. Marghioala a țipat, să tragem pe dreapta, ne oprim, ne dăm tot jos, inclusiv ea cu o muță în mâna dreaptă și una în mâna stângă. Și ne pune și ne spune să ștergem noi pe banchetă cât ținea pisicile. Prietenul meu ia niște șervețele umede și cu prânzul în gât se apucă de șters. Îmi pare poftă bună YouTube, I guess. Eu muream de drag și mai scuipam păr de pisică din când în când. Ne ștergem pe mâini, șterge și doamna pisicile la fund și ne urcăm înapoi în mașină. Oprim la prietenul meu pe care îmi venea să-l strâng de gât. Îl lăsăm acasă, iar eu preiau volanul golfulețului și ne continuăm drumul spre Focșani. Ajungem și parcăm într-o benzinărie ca să-l așteptăm pe prietenul Marghioalei.
Vine și dumnealui, un taximetrist veritabil, eu predau pe Marghioala și pisicile și dau să plec. Marghioala îmi face semn să stau, deschid geamul și mi-ntinde 50 de lei. Scuze pentru ce s-a întâmplat, uite ăștia să-ți cureți mașina. Cu 50 de lei să cureți o bagnetă tot. Ai mie, drăguț, că i-a dat ceva, but I don't take the prices, pricing. Iau banii fără să zic nimic, plec, îl lași pe Bartolomeu la noua lui familie și țintă la prima spălătorie din oraș. Pese, pata de pup a rămas pe bancheta din spatele mașinii și chiar și astăzi, la un an de la excursia noastră căcăcioasă, mai găsesc fire de păr de pisică. Așadar și prin urmare, dragi orași, cine e Jicleru? Eu că nu prefer pisicile și trebuia să-i spun Margarita că a plătit doar pentru un pasager biped. Prietenul meu că face lucrurile cu curul și nu-mi spune, mie nu-mi spune nimic. Marghioala că a îndesat două fire de talie imensă într-o cușcă de hamsteri. Sau Bartolomeu că a manifestat o zi de tot căcatul după noaptea plină de pup inițiată de el. Scuze că a fost lungă povestea, mulțumesc că ați avut răbdare să o citiți și aștept cu minte în chat. Verdictul dumneavoastră, autoare out. Autoarea, hello, unde ești? Doamne, super scrisă povestea. Foarte frumos scrisă. E cea mai janghină scrisă poveste. Deci Condeiul luat... Condeid, da. Condeiul Condeid tonight. Da, da, da. Doamne, cât de horror. I'm right here, hello. Doamne. Hi. Hi for a poopy story. Oh, și ne mai spune ea de o altă pățane de ei. Când am vrut să iau prima dată BlaBlaCar, am rezervat la un timp și imediat cum mi-a confirmat cursa, a blocat totul ca și cum mașina era full, plus insista să-i dau adresa mea să vină să mă ia personal. Da, s-a uitat la postat de profil și te plăcea. Wow, toare. I'm so sorry for you. Era chiar un șofer amărât care vrea să meargă până acasă. Ai scris-o superb această poveste. Domnul Adrian, ce credeți dumneavoastră? Măi, Marghioala. Măi, Marghioala, ai chinuit animale, ai chinuit oameni. Oameni, te-ai chinuit pe tine. Ai chinuit mașina, ai chinuit tot. Marghioala really said, am chinuit tot. Really said, I'm gonna make this about me. Da. Pisicile, they would have been probably better. Da. Acasă, aproape, decât să fie călate pe drum la mama dânsei sau whatever. She did it for herself. Da. Also, prietenul autoarei, cum să nu zici dinainte că hei, vezi hai că să... e l-om un om, da, că și așa trebuia să te gândești și la faptul că era atât de cald pentru două persoane, dar să vezi și o a treia persoană în mașină, era în general murați mai tare de cald toți trei, mai bine era să nu fie niciun om. Da, so it is pretty bad. Am văzut în chat că încă stați împreună or something. I hope he's no longer doing that. Aștept confirmare. Pare că încă e cu el din ce am și zis. Da, dar sper că nu mai face gen... Da, nu mai face asta, nu da. Nu mai face, da. Iar Bartolomeu săracul iubitul gen he did his best. Adică mi se pare că dacă din ce ne-ai povestit, he was very well behaved. Da. Which I'm very impressed. Ce câine bun. Bravo, Dansului. Păi să ne zici ce rasă e. Spune-ne acum. Vreau să știu, să poată să pună mâna o poză corectă cu el. Și culorile pisicilor. Vrem să știm tot ca povestea să fie cât mai accurate. Te rog să ne scrii în chat chiar acum. Mulțumim. Mâna asta la care o duci notițe. Am mai a joke to you? Să ne iau notițe ce câine era. Am mai a joke to you? Scuze, bun, nu trebuie să faci asta. Marghioala, efectiv. Ok. Pentru mine, sunt un pic între ambii, că eu înțeleg... Dar de fapt, că mai mult Marghioala, pentru că înțeleg de ce ar fi prietenul Janghina, pentru că a făcut asta fără acordul ei și a zis, auzi, vezi că să luăm pe cineva. Dar intențiile lui erau să salveze bani. Which is not bad. Which is not bad, da. Pe când Marghioala, nu mai intenții rele. Nu mai lucruri rele. A vis și zic că mai e și pisici și zic să le ții în cușcă, nu le ții, înțeleg de ce nu le ții, după aia se cacă, înțeleg că mi-a dat 50 de lei, dar mă, piși pe, mă cac pe 50 de lei. Sincer. Tu cine crezi că e Janghina cea mare? Marghioala. No. Nu cred, sunt de acord cu tine, dar și iubitul este puțin janghinos. Câinele nu este, pisicile nu sunt săracele, vai de capul lor. Și autoarea nu este, este un înger și ca să scrie povestea asta așa de superbă. Easy. Pentru povestea la care am stat 5 ore pentru că am vorbit într-una. Chiar easy. Dar pe BlaBlaCar nu poți să zici că gen vreau să vin, dar am și pisici. Adică mi se pare da, gen foarte... Că pui și cât de bagaje ești tot. Ne-ok să... Mă întreb dacă autoarea putea să vie. Actually, no. Nu legally, dar cumva fără să pierdă ceva pe aplicație or whatever. Da, văd că lumea zice că... Prietenii mai Janghina, sau dacă nu era el, nu se întâmpla asta. Da. Înțeleg, dar mi se pare că totuși avea o intenție bună, adică să salveze bani, n-a făcut-o auzi el pe prietenul meu pe gratis, da, știi? Da. Cumva, for me, what gives more to Marghioala decât prietenului, dacă Marghioala nu venea cu pisicile, n-am fi avut povestea în seara asta. Da. Most likely. Și era ar fi fost uncomfortable the 3-hour drive, dar nu suficient de memorabil cât să fie o poveste de Janghina. Da.
De acord. Și rămâne Janghina Supremă Marghioala, nu. Zis. Deci s-a zis, s-a zis. Să se acorde Mulțumim! Schema carnetul. Vă salut pe toți, Rux, domnul Vlad, David, Mună și Chat. Săru mâna pentru realizarea acestei emisiuni minunate. Plăcere! Povestea aceasta vine de peste Prut, unde acum 7 ani mama a decis, împinsă de circumstanțe, de permis de conducere. Sunt într-o familie modestă, liniștită, ambii părinți fiind relaxați ca oameni. Alcoolul nu a fost niciodată o problemă la noi în casă, dar atunci când mergem în ospeție pe la diferiți prieteni ai părinților, tata aș tăia din plăcerea de a ciocni un păhărel de ceva spiritos, pentru că nu suportă ideea să lase mașina și să se întoarcă cu un taxi acasă. În cele din urmă, oricum se lasă ispitit și supărat în taxi, în gână, acum trebuie să merg mâine să iau mașina. Dar dacă nu consum alcool, n-am putut și eu să mă relaxez cu oamenii ăștia la masă. Măcar respecta legea, what can I say? What can I say, da. Fusesem odată la bunici să sărbătorim hramul sanctului. Why is this religion turn in ultimele povești? Efectiv. La hramul satului se mergea prin ospeție la oameni cu vinul pe care îl făcea tata anual turnat în stile de apă minerală. Of course. Cu toți am băut o țuică de asta. Și se trecea pe la toate neamurile de la miezul zilei până târziu în noapte. Tatăl fiind destul de pustiu, îi permitea tatălui să conducă sub influența alcoolului și supravegherea mamei. This is for the police. Lua mașina, spunea tata că din cauză că nu are cum să carte țelele de vin cu care urma să se laude la neam. Ok, păi îl înțeleg pe om. La fiecare familie la care mergeam se dăruia câte una de vin alb și una de roșu. Uneori, dacă erau niște neamuri ce se înțelegeau bine cu tata, ca să-i impresioneze, le dea 4 sticle. Deci chiar nu aveam cum să ne deplasăm pe jos, erau minim 30 de litri de vin. Dar de ce? Okay. Voia să-și impresioneze rudele, că gen sunt rudele lui. No, I don't know. Why would I impress you? We're bound. Da. To be together by blood. Acest hram a fost o totală fericire pentru tata, că a ieșit vinul super bun și toată lumea a aruncat cu laude în tata că se pricepe și că e cel mai bun vin pe care l-a adus. La finalul serii, tata era ciocan. Tata, atunci când consuma alcool, devine foarte lovely și needy cu mama, într-un sens romantic și cu noi, într-un sens drăguț. I don't want to be a... Okay. Witness at this. Așa că am pornit spre casă cu tata ciocan la volan, mama în dreapta, eu în spate aproape dormind, dar totuși eram treasă. Drumul a fost cam 10 minute. Drum în care tata mergând la volan o pupa pe mama, îi mai punea mâna pe picior, o mai lua de mână și țineau împreună mânerul ăla de schimba viteze, o mânghea în cap și îi pupa continuu mâna, timp în care mama ridica vocea și zicea: Vane, uită-te la drum! Vane, ține volanul ăla! Vane, și eu te iubesc, dar rabdă până acasă! Vane, e Ion rusă. A fost un drum în care am crezut că luăm un stâlp sau ceva, pentru că tata era evident horny. My eyes! My eyes! Când am ajuns acasă, tata a venit pe pardoseală cu încolzirea de la bucătărie, atașez poză. Vania, ridică-te, Vania, ai băut. Not you shaming your parents on national TV. Cine e Janghina Duminica? She really said no, mă las pe taică meu. Wow. Ok. It should be illegal, ok. Să-i vă șosetele domnului, așa? Încă-i vă șosetele. Și uite așa, mama a decis că face rost de permis. Literalmente face rost pentru că bunicul lucrează în calitate de nene cu i-a dat examenul final înainte să-ți iei permisul într-o colegă din Moldova. Așa că într-o zi îmi dă mama niște poze de buletin cu ea, buletinul și 150 de euro, toate într-un plic, să le duc la gală, să le trimit bunelului prin autobuz. Așa am făcut. Nu m-am întrebat de ce, le-am dus și atât. În aproximativ o lună am fost la gară să iau un pachet de la bunici, am primit 2 genți mari și un plic. Să nu vă țin în suspans. În plic era permisul. Mama, dar nu conduci. Nu a făcut școală auto, nu a citit cărțile cu reguli de circulație. Tot ce a învățat a fost de la tata. O lăsa să meargă pe 7 km de drum spre țară, unde știa tata că nu era poliție. Ușor, ușor a început să conducă și prin oraș și în aproximativ un an a lăsat-o să conducă singură. Nu pot să vă spun ce viraje și opriri făcea mama. Erau atât de rele încât îmi aduc aminte că deseori, stând în mașină, îmi imaginam scene cum făceam accident.
Dar îmi aduc aminte un caz special. Era la distanță de un an jumate de când își luase permisul, era iarnă și am mers cu mama să o luăm pe sora mea de la tenis. Bogotani, scuze, dar pare când faci sportul tenis, pare că ești bogat. Dar sunt doar impresiile mele despre el. Cum am spus, părinții mei sunt super liniștiți și relaxați, dar mama în situațiile de criză și anxietate își gestionează emoțiile prin plâns. I mean, it's natural. Tears release endorphins. It make you feel better. Revenind, în mașină sunt eu cu mama și tata în dreapta, ora de vârf, sunt giratorul cu 3-4 benzi, 3 ieșiri și un balon de anxietate în mașină care se tot mărea și ne înghițea pe amândouă. Mama nu reușea să intre în sens giratoriu, că nu lăsa nimeni, mașini din spate claxonând în continuu, mașini din sens claxonând atunci când mama încerca să se bagă în giratoriu, bărbățoi care au ieșit pe geam să puncteze că uite o femeie blondă la volan, eu bubuind de anxietate în spate, ea plângând, tata era cel puțin relaxat, mai spunea, hai Diana, dă-o dată că nu mușcă pe gazul, pedala de la accelerație. Asta a durat 1-2 minute, cred, dar s-a simțit ca 30. Și uite, îi se rupe filmul mamei mele, iese din mașină și printre lacrimi și se spune strigă la aia, animalelor! Îi face semn tatălui să se ridice, să ia locul și când l-am văzut pe tata la volan m-a liniștit. Nu s-a mai întâmplat nimic în ziua aia, a condus tata până la tenis și acasă. Okay. Doamne, the stress. Doamna Vlad ne spune că doamna a mai trimis încă două poze cu părinții în grăstea îmbrăzișat și una în care tatăl bea vin cu un prieten cu postere cu femei goale pe perete. I imagine it, and it's enough. Dar fata să-și aduc deja toată familie, că știu că pe ea mă să o cheamă Diana, pe taică Vania. Destul de dovesc pentru un dosar penal frumos. Bună. Nu știi, dar ai trimis povestea către poliția de sector 2 al orașului București. Îți mulțumim foarte mult. Nu e din București, da? Nu. Și nu este sector în altele. Da, mama nu a făcut niciodată accident și și-a luat amenzi doar pentru parcări interzise. Bine, singurul accident este totalea când ieșea din parcări sâmte și mai intra într-un strâmb sau borduri înalte, eventual mai am câte un boschet. Ah, lejer! Conduce până în ziua de astăzi și pot spune că acum nu mai este frică să merg cu ea în mașină și tatăl e fericit că poate chefui când se duc prin ospeții. Deci, dragi judecători, cine este Janghina? Bunelu, că a făcut pe sumână permisul de conducere, tata, că a insistat să aibă șofer personal, participanții misogini din trafic sau mama, că nu a făcut școală la auto, fiind un pericol pentru alți participanți la trafic. Sper că nu au fost prea multe detalii inutile și seară frumoasă în continuare. Sper să te însănătoșești cât mai repede și să nu te mai împiedice să faci ce-ți place. Îți mulțumesc foarte mult câți oameni mi-au zis să mă sănătoșesc de la spate. Pentru cine nu știe și nu mă urmărește pe Instagram, rude. Așa și dureri de spate. Am fost eu diagnosticată cu ceva la spate. Dar e bine că nu este ceva de operație sau hernie de disc. Or, să-mi șet. Am cărat și niște lucruri grele. Am cărat streamul ăsta pe spate, ok? Povestea asta a avut foarte multe detalii și vom deschide un caz, un dosar penal. Wow! Zero cu știință familia asta. E clar că e și mama, e clar că e și tatăl, e clar că e și bunelul. Parcă de la bunelul a început tot. Că șor, tatăl voia, ar fi luat pe oricine să-i fie șofer și pe pizza și pe măsa. Dar bunelul și mama? Dar mi se pare că e atât de... A, da, doar vorbește, la duce, mi se pare atât de normalizat. Da. Cumva chestia asta seama, că e... I am truly speechless. Efectiv, nu mai trebuie Janghina, trebuie dosar penal. Da, îmi pare rău, dar povestea asta nu este pentru cine Janghina, este pentru cine intră la închisoare și poliția se ocupă. Dă-le Janghina la toți. Acum înțeleg de ce autoarea nu era deloc pusă ca Janghina în poveste, că bunelul e, dar bunelul e Janghina supremă pentru mine, că gen he really said, ai nevoie de care timp ți-l dau. Gonna make it happen. Efectiv, I've seen too much. Deci o trebuie să-i vă burtă omului lui. Luvania. Nu vreau să văd corpuri de tatăl cuiva. Șosetele alea. Albastre. I would dream about. Mă, dar nu ai cum, ești tata, ai șosete blomaren. Un tată n-am văzut șosete albe sau negre. Negre mai la ocazie. Negre la ocazie. La ocazie. La pantofi, așa. Nu bate, nu troncăne. Bună seara, Rox Chat tuturor, domnului Adi mai ales. Sper că povestea mea vă regăsește cu bine și dacă cumva vreunul vă mai amintiți, sunt tipa din povestea cu telefonul furat al șoferului RATC de la începuturile cinei Janghina. Da, în care a descoperit niște chestii kinky la domnul șofer de RATB în telefon, că el și-a uitat telefonul în
Da. Autobuz. Bine ai revenit, scumpii. Povestea de azi începe cu mine și alți trei prieteni, printre care și iubitul meu. Toți patru studenți la medicină în superbul oraș Constanța. Ce frumos! Pe semestrul 2 al anului 2 ne-am înscris cu toții în ceva program de schimb de experiență care ne oferea posibilitatea să studiem o săptămână într-un alt centru universitar din țară, care la alegerea noastră a fost București. Totul bine, all of us got in, așa că ne-am pus la drum spre capitală. Cu fiecare dintre noi avea mașini destul de micuțe, al căror bagaj nu ar fi fost destul de mare pentru 4 valize de o săptămână și ceva. Prietenul meu Bogdan a venit cu ideea să luăm mașina mătușii lui, deoarece ar fi tocmai bună. Primele 2 zile ale sejurului nostru au fost chiar plăcute. Studiam cu drag și spor la Universitatea Carol Davila. Însă, în ziua a treia, prietenul meu menționează cum că lui se pare că mașina scoate un sunet puțin ciudățel la parcarea de pe loc și că nu crede că este în regulă. Noi restul am început să îl gaslightuim și să-i spunem că îi se pare și că nu se va întâmpla nimic. După încă o zi, sunetul a început să devine din ce în ce mai perceptibil și părea din ce în ce mai scump de rezolvat. În continuare, totuși am spus că oricum mai avem doar 2 zile de stat și ne ocupăm noi de mașină când ajungem la Constanța. În ultima zi însă sunetul era deja foarte îngrijorător, iar Bogdan, șoferul de serviciu, ne spune că ambreiajul se apasă foarte greu, iar schimbătorul este foarte stiff și abia dacă mai intră mașina în viteză. Da. Noi l-am liniștit spunându-i că oricum pe autostradă era drum întins și că nu va avea nevoie de schimbător. Man, just fix the car. We were all the lulu. Ne-am terminat și cursurile pe ziua respectivă și urma să ne punem la drum spre Constanța, dar cu mașina mergea din ce în ce mai greu, am decis să ne oprim puțin la o cafea să discutăm totuși cu tații noștri care, like every Balkan dad, se pricepeau la așa ceva, să vedem ce părere au. As a little side story, parcă venind ca un avertisment, cât timp stăteam și ne savurăm cafeaua la Starbucks, a luat foc un coș de gunoi pe terasă pe care nu l-a observat nimeni, așa că a trebuit să anunțăm noi la bar să plecăm repede și mai îngrijorați de acolo. What an omen. Stingeți-vă țigările? Tatăl prietenei mele ne-a spus să nu cumva să plecăm așa pe autostradă și ne-a dat adresa unui service la care el mergea de ani buni, să mergem la ei să le cerem o părere. A zis și fratele meu pe stream la Toxic, noi nu mai suntem ca pe vremea taților noștri și nu o să mai fim niciodată, când tații noștri au prieteni, au un prieten mecanic, au un prieten avocat, au un prieten care are o pilă la buletine. De, dacă îți trebuie meditațiile engleză, păi el a fost colegă de facultate cu fată și da. Efectiv. Și noi acum ce prieteni avem? Mecanici avem? N-avem. Avem niște, am niște foști avocați. Am o prietenă care e judecătoare, în afară de mine. Avem niște medici, I guess. Da. O am pe Dana, eu îi scriu ei când mă doare burta. Dar gen de-astea la stat, documente, chestii. N-am. Chestia asta mai place. Cine repară o lustră din casă? Literalmente stau fără lumină în hol de 6 luni că n-a fost ales să schimb un bec. Got it. Păi, nu știu, vrei să mai fim prieteni sau vrei să ne căutăm alți prieteni care să aibă alte joburi, că gen... Dar eu ofer lucruri, ca influencer, ofer produse. Tu ce îmi oferi mie? Poți să dau cu varul? Nu pot da cu varul. Chiar îmi trebuie, pentru că peretele ăsta a căzut varul din spate. O să cadă în continuare, că nu o să dezlipesc toate tablurile de acolo. Whoopsie. Așa, deci tații știu lucruri. Și acum tinerii nu mai sunt, nu mai știu oameni. Așa. Zis și făcut, însă problema era că serviciul era în cealaltă parte a orașului, iar la ora 4 în București stăteam toți cu emoții la fiecare semafor unde mașina trebuia scoasă și băgată în viteză constant. No music, no radio, just dead silence și transpirație la tot drumul. Am ajuns la serviciu, am intrat optimiști, însă domnii mecanici ne-au tăiat orice urmă de speranță. Ne-a spus că niciun caz nu ajungem așa la Constanța și că ambreiajul trebuie schimbat. I-am privit cu stupoare când ne-au menționat prețul de 1700 de lei. Noi n-aveam atâția bani nici adunat în savings. Ne-am păstrat atitudinea calmă și le-am zis că mergem în mașină să discutăm și revenim. În mașină ne-am gaslightuit iarăși unul pe altul, spunând că ăștia vor doar să ne ia banii și că ne cred proști și că las că știm noi mai bine. Așa că în continuare de luni ne-am dus pe drum. Iar s-au dus din nou prin tot Bucureștiul aglomerat. De ce nu v-ați luat iertații? Exact. Să le cereți banii pe mult. Să ziceți, e ok suma, nu e ok. Da. Ce tu cu el? Am mers într-adevăr o singură stradă, pentru că la următoarea intersecție, fiind primit la semafor, ghicișe, mașina și-a dat duhul și n-a mai intrat nici forțat în viteză. That's right, ladies and gentlemen, ne-a căzut ambreiajul în mijlocul intersecției la ora 4 în București. Următoarele 30 de secunde se făcuse deja coadă în spatele nostru, toată lumea claxona și înjura de pe toate sensurile, treceau ambulanțe care n-aveau loc de noi, tramvai, se urla, se plângea, iar noi eram blocați în intersecție. Ne-am adunat repede și ne-am apucat să împingem mașina în obiceiul mai apropiat trotuar, mașina cu multe bagaje în ea, atenție. Însă înainte de a goli toate, toate bagajele on the side of the road, pentru că deja era exagerat de grea. Băieții au început să sune în toate părțile, încercând disperat să găsească o platformă care să nu ne ia
1000 de lei pentru o stradă mai încolo, în timp ce eu și prietena mea am fugit la un salon de manicură din apropiere pentru a ruga pe doamne să ne permită să folosim toaleta. I was, pur și simplu citeam și cuvânt cuvânt, I was like, I don't know where this is going. I would not. For a second there, I'm like, you guys figure it out. Nu, să facem unghiile, efectiv. După 2 ore de stat pe marginea drumului, am găsit în sfârșit o platformă mai convenabilă care a venit și ne-a ridicat. Însă, domnul șofer al acestei platforme nu cred că era mai priceput decât noi, deoarece atunci când a luat o curbă a zgâriat și el la rândul său un Logan parcat pe trotuar, cum se poartă în București, după care s-a prefăcut că nu s-a întâmplat nimic. Eu și prietena mea am stat față în față lângă domnul șofer, okay, I don't know how that works, iar băieții au stat în spate pe platformă în mașină. Needless to say, it was the embarrassment of our lives când ne-am întors înapoi la service 2 ore mai târziu, pe platformă, cu frigiderul încărcat de toate înjurăturile șoferilor bucureșteni din acea zi și cu ambreiaj în brațe. Doamne, mecanici nici nu s-au sfii deloc să râdă cu poftă când ne-au văzut, fără nicio rușine, iar de atunci circulăm către capitală cu trenul. Așadar, dragi prieteni, cine e Jean? Ați reparat-o? Cum ați făcut rost de bani? Cum ați zis, mă lași așa? Doar, prieteni, cine e Jean Ghinea? Noi ce ne-am considerat mult mai calificați în ale mecanice cât mecanicii din service și am spus că știm noi mai bine serviciul, că ne-a ciurtat ția bani deși ne-au văzut studenți mor de foame. Da, pentru că așa analizezi un serviciu. Mâna de lucru o scădem, prețul pe obiect îl scădem, gata, ok. Păi dacă e student, e 2 lei. 2 lei, da. Citroen cu ambreajele de 5 stele, platformarul că a zgriat o mașină, ok. Sau facultatea de medicină just because. Da, mască, învățați și voi ceva. No, pentru mine e simplu. Simplu. Simplu, nu mă așteptam, toată lumea că dacă sunt mecanici, autoarea și prietenii, janghile supreme. Nu cape vorbă. Nu cape vorbă. Da. Tu încape? Nu încape, nu mai e loc. Verificam. Gen... Dar nu înțeleg asta, că gen, ai vorbit cu tații, ți-a recomandat... mecanic, te-ai dus, mecanicul ți-a dat un sfat și tu zici I am gonna disregard all of that și o să merg tot pe gândul meu că mergem așa la drum when I have no experience. Da. Măi copii, mai sunați-mă un adult, măi. Dar m-a surprins, nu mă așteptam să le dau lor. Nici nu mă așteptam, nici nu mă așteptam. Doamne, ce povești amuzante, dar rău să o foarte concerning. Noi ne-am distrat pentru că așa ne distrăm noi pe Twitch și voi sunteți doar pe YouTube și voi nu vedeți toată distracția care a fost, pentru că am stat 5 ore 20 pe stream și voi vedeți 40 minute amărâte. Da. Vai de capul lor, mă rog, lasă-i, lasă-i, că nu știu. Nu au văzut câți bani am strâns în chat pentru Liga Sfinților Economici care se ocupă să cumpere cadouri, să fie Moș Crăciun pentru 400 de copii din Iași. Ei n-au văzut asta. N-au văzut oamenii care au donat, n-au văzut cum am făcut ca toată, mă rog, problema lor și nu au văzut cât de amuzant e și mai bine se uită și pe Twitch în fiecare duminică, rog, dar și la tine, pe Instagram, David Jumper, îl cheamă David? Sunt... Numele de familie David. Da, dar îl cheamă Adi sau ce spuneți Adi. Și vreau să lăsați un comentariu încurajându-l pe Adi din nou să-și deschidă un canal de YouTube pentru că nu-și deschidă o dată. Mulțumesc! Deschide-te un canal de YouTube. Ok, bye!